Această icoană făcătoare de minuni a fost descoperită de un bărbat bolnav de mulți ani și care mergea șchiopătând, suferind de o slăbiciune generală. El a auzit o voce într-un vis, spunându-i că se va vindeca dacă va merge la biserica Sfântul Ioan Teologul să găsească icoana Maicii Domnului în turnul clopotniței. De două ori s-a dus, dar nu a fost lăsat să intre în turn. Când s-a întors pentru a treia oară, cu credință în inimă, cei ce îngrijeau biserica, văzându-l din nou pe acest om bolnav, și-au făcut milă și l-au lăsat în clopotniță. Când a intrat, a descoperit imediat ceea ce căuta. Icoana fusese întoarsă cu fața în jos, astfel încât părea că e o simplă scândură, iar clopotarii mergeau pe ea în drumul spre clopot. Icoana a fost curățată și s-a săvârșit un paraclis în fața ei. Pe când se ruga fierbinte în fața icoanei, bărbatul bolnav a fost vindecat de Maica Domnului.